Bună seara! Sunt Măriu Candrân și invit la o nouă ediție specială. Aici unde l-am invitat pe Lucian Lungoci, deputat PSD Constanța. Bună seara, domnul deputat! Bună seara. Mulțumesc că v-ați făcut timp, mulțumesc că ați ajuns și la noi și mulțumesc pentru multele noutăți care ni le veți spune, nu-i așa? Anticipez oricând, oricând, e, an mare plăcere ant deja că va fi o emisiune interesantă, domnul deputat. Astăzi, da, cam toată ziua. Am stat și am citit de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pe diagonală, pe diagonală la cealaltă, un raport al Ministerului Sănătății, da? referitor la decesele COVID-2020-2021. Dom'le, poate că am îmbătrânit eu, nu știu, poate nu mă mai ajută mintea, pe cuvânt dacă am înțeles ceva, în condițiile în care, eu vă dau niște cifre, da? spune așa, Spitalele, Institutul Național de Statistică a comunicat 2382 de morți din cauza COVID. Spitalele au raportat 26, 20.382. Spitalele au raportat 26.333. Platforma Corona Force a înregistrat 16.120 de morți. Și ca nebuneala să fie totală, ajung la Constanța. Și citesc total de ce raportate la 1 aprilie 2021, 65. Păi zile total... când pe zi 8-10. <laughs> Stați că n-am terminat. Total de ce raportate la 1 martie 2021, surpriză, 0. De ce raportate în luna martie, 65. Media deceselor raportate aprilie 2020, februarie 2021, țineți-vă bine, domnul deputat, 0. Dumneavoastră v-ați aruncat o echipă în raportul Bineînțeles că Ați da. înțeles ceva? Am înțeles următorul lucru, că acesta a fost motivul pentru care în Parlamentul României deputații PNL, USR, plus UDMR au refuzat prin votul lor să se înființeze acea comisie mixtă de anchetă, de analiză acestor date și ne-au transmis, ne-au prezentat un raport din care nu înțelege nimeni absolut nimic, astfel încât în continuare să stăm în aceeași situație de neînțelegere, de, ne de neaflare a adevărului, pentru că prin solicitarea noastră Partidul Social Democrat a dorit în Parlamentul României, prin votul parlamentarilor, să se înființeze această comisie doar tocmai pentru a afla adevărul. Nu vroiam nimic mai mult. Domnul să știm deputat, dacă, oricum, oricum am calculat fie și cu abacu, da? Oricum am calculat, oricum am am corobora aceste aceste cifre, diferența este între 5.000 și 10.000 de morți, da? PSD-ul a protestat, a vrut această comisie. Întrebare. Va continua să ceară această comisie sau deja? Case Clos. Vorba, vorba știm noi. Continuăm cum. să cerem înființarea acestei comisii. Săptămâna viitoare va veni în Parlament, ministru, doamna ministrul al Sănătății, pentru a prezenta raportul, acolo vor fi asta? puse. Bănuiesc că ăsta, doar nu veni cu alt raport, în fiecare știu zi vine nu. cu alt am raport. Acolo se vor cere clarificări, se vor cere explicații, astfel încât să tragem și noi o concluzie. Dar, repet, cea mai corectă formă pentru toată lumea era înființarea acestei comisii mixte cu reprezentanți specialiști și de la PSD, și de la PNL, și de la AUR, și de la UDMR, și de la USR+, într-o discuție și date de la Ministerul Sănătății, să aflăm într-un final adevărul. De unde a plecat toată povestea? De la afirmațiile fostului ministru al sănătății. Care de că nu mă USR Plus, da, două afirmații grave. Una referitoare la măsluirea datelor privind infectările cu COVID din perioada Alegelor. alegerilor, înainte de alegeri, unde ne-au ascuns, domnul ministru spune, nu am spus noi, unde ne-au ascuns datele reale pentru că doreau să țină cu orice echipă aceste alegeri și date referitoare la morții din cauza acestui virus oriunde abaterile sunt foarte mari. Nu putem vorbi aici de, nu știu, de o marge de eroare de 0,51%. Apar niște mici erori între a, în a registra în platforme diferite datele acestea de la fiecare spital. Eroarea este undeva la diferențele sunt undeva la 18%. La ministra Sănătății susține nici mai mult, nici mai puțin Ioana Micleile, da, că totul este cauzat de de, de birocrație. Adică n-au raportat uh, spitalele DSP-ului, n-a raportat nu știu cine, nu știu cine, nu știu cui, uh, n-ar fi nimic în neregulă, ci doar birocrație. Doamna Măriuca, nu se poate așa ceva, este inadmisibil. Discutăm de morți din cauza virusului COVID-19. Nu vorbim de câți elevi au luat 5 la BAC sau au luat 7. Discutăm de oameni, de cetățenii României care au murit da. din cauza acestui virus. -au nu știm după într-un an de zile, într-un an și jumătate, câte vieți s-au pierdut. Unde, dacă și aici ne încurcă birocrația, unde ne-ar putea ajuta birocrația? Eu am birocratie. citit din raportul DSP Constanța, care apare în raportul doamnei ministru. Și nu era mai simplu și să acolo se înființeze această comisie. De morți, dacă ați mai nu era așa cel ceva. mai simplu să se înființeze această comisie care Repet, cu reprezentanți de la toate partidele. usr cum a votat? Împotrivă. Dumnezeule Mare, doar ministrul lor a spus chestia asta. Da, împotrivă. Pentru că nu doresc, încă o dată ne arată, că nu doresc ca noi restul, toți oamenii, să aflăm adevărul cu privire la aceste cifre. Dacă toți suntem... Implicațiile domeni... sunt foarte mari. Pentru că e clar că Fostul ministru al Sănătății Voiculescu l-a luat gura pe dinainte supărat de ce s-a întâmplat și de faptul că și au luat mâna de pe el colegii din colegii din din corect, pentru că aruncă într-o lumină foarte proastă, de fapt, două guverne de dreapta, că discutăm de 2020, Bar Orban da și vorbim și de Câțu două guverne care s-au jucat cu aceste cifre care ne-au mințit, au ascuns realitatea pentru că realitatea arată, ne demonstrează încă o dată că toate măsurile tâmpite aberante pe care au luat aceste guverne nu au îmbunătățit cu nimic cu nimic situația, lupta cu acest virus și ei ne, ar, ne arată, ne-au ne ar explicat că lucrurile ar fi în, pe un trend pozitiv de îmbunătățire a situației prin a falsifica datele. Care va fi finalitatea? <coughs> Credeți că la momentul la care vine și prezintă raportul, a spus că se va întâmpla, da? Veți pune întrebări. Credeți că se va mai putea întâmpla ceva? Cu siguranță, mai devreme sau mai târziu Adevărul va fi aflat Așa cum ne spune și un vechi proverb românesc are picioare scurte Că se va întâmpla săptămâna Domnul viitoare putea... Că se va întâmpla peste o lună da, Adevărul va ieși dă va voie și, va să vă spun la... că despre moartea lui Kennedy Nici acum nu se știe foarte clar care nu știm este noi. adevărul da. Am glumit da, nu Adică n-aș vrea să, să aflăm chestia asta După 20 de ani Haideți să rămânem în sfera sănătății Și tot în urmă cu ceva timp o să, o să citesc, da, tot doamna ministru a sănătății ne urechea pur și simplu, da? Ne mai avea un pic și ne bătea la poponeți, pentru că, domnule, nu suntem în stare să înțelegem un lucru simplu. Lucru simplu care spune în felul următor. Un spital regional nu se poate face, domnule, așa cu una, cu două. E nevoie de, de, de o mulțime de proceduri, de schimbări, de legi, de toate celelalte, dar când ne urechea că nu înțelegem acest lucru, ne anunța zâmbind că la Iași, Cluj și Craiova, în vara aceasta, încep procedurile fie și ele scriptice, da? pentru spitale de acest gen. Domnul deputat, nu pot să nu vă întreb direct, pentru că vă acuz și guvernarea PSD de faptul că nu -avem, că n avem spital regional. Domnule, Constanțenii au pene pe spate? Sincer, are cineva ceva cu noi? Nu, domnule, că dacă avem pene pe spate, ni le pune, mergem pe stradă, nicio problemă. Nu, nu vreau să cred că faptul că trăim în județul Constanța, că județul Constanța se află într-o zonă geografică natural, puțin separată de restul țării prin Dunăre. Suntem, suntem în Dobrogea. Nu, nu, nu vreau să cred că guvernanții, guvernele de până acum, au lăsat undeva în umbră județul Constanța, județul Tulcea, Dobrogea până la urmă Că dacă discutăm despre acest spital regional în Constanța El este obligatoriu, va deservi și locuitorii, staț, pacienții din, Turcia, din Tulcea căraș. Clar, obligatoriu Bașca turiști Turiști, ca în să primul rând. Mai pe Este într-adevăr încă o să spunem, ocazie ratată în care județul Constanța nu este inclus într-o listă de județe care să beneficieze de un astfel de spital. Repet, avem pene pe spate. Care-i motivul? Nu știu din ce cauze ce... s-a întâmplat acest lucru. Am discutat, m-am consultat cu mai mulți colegi și intenționez cât mai rapid să, dacă, dacă, din păcate, asta este realitatea, politicul Administrația și-a arătat limitele, și nu a reușit, suntem în 2021, nu a reușit să demareze construcția unui spital în județul Constanța. Voi face apel către locuitorii județului Constanța, adică. mă întorc către locuitorii, vin către locuitorii județului că Constanța să Semnăm o petiție o scrisoare prin care să explicăm actualului guvern, actualului ministru al sănătății, necesitatea înființării unui spital în județul Constanța, chiar cu o procedură greoaie, care se întinde pe 4 ani pe 6 ani, dar să începem această Dumne procedură. Măcar să, știm să începem că vom această avem. procedură greoaie și îmi doresc ca într un interval de o lună de zile cu sprijinul colegilor, cu sprijinul poate și colegilor de la celelalte partide, cu sprijinul ONG-urilor, societății civile, cu sprijinul noastră din media, să strângem cât mai multe semnături care să însoțească această scrisoare, să le depunem. Aminte de câte semnături e nevoie ca să fie o inițiativă legislativă? Dar nu discutăm... Nu, nu. Nu discutăm de inițiativă legislativă. Mă la Cu cât mai multe, dar eu aș merge pe alt raționament. M-aș uita la cifrele pe care le strâng partidele pentru a-și trimite candidați la Parlament sau candidați pentru președinția României. Măcar acele semnături. Măcar acele semnături. Deci dacă am putut să strângem, să spunem, două partide, trei partide mari, PSD, PNL, USR, semnăturile pentru a avea candidați la funcția de președinte al României, măcar aceleași semnături, să ne punem în mișcare activul, maș mașinăria de partid și să strângem da. aceste semnături de la locuitori din județul Constanța. În Tulcea nu vă duceți? Pentru că, iertați-mă, și e și pentru ispitalul. Bun, discutăm și cu colegii din Tulcea și să prezentăm, să depunem pe masa ministerului această scrisoare în care, petiție, scrisoare, cum vreți să o denumim, în care să explicăm necesitatea și situația gravă prin care trec aceste două județe referitor la sistemul de sănătate, însoțite de peste 100.000 de semnături. Deci, când vezi de mare chestia asta, de deci ce eu trebuie să înțeleg așa chestia asta și o să, o să repet pentru telespectatorii noștri deputatul Lucian Lungoci, da, ia în calcul ca în termen de maxim o lună, am înțeles bine. Într-o lună, în termen, în termen, de să lună, să, această... să inițieze o, scris, o, scrisoare deschisă sau nu știu, petiție, petiție, cum vreți să o hai, vorba noastră, hai să-i spunem cum vrem, da? prin care să ajungă la, la președintele Claus Iohannis, da? prin care constanțenii să nu știu, nici nu știu ce cuvânt să spun. Să mai plângă odată, să că, că plângem săracii de noi. E un de disperare, da, exact, până la urma populației, exact, că, că asta mai, este de că fapt. Mai să, să mergem să punem presiune, poate se trezesc mm -hmm. și cei din minister să înțeleagă, să punem presiune pe ei cu aceste semnături din partea oamenilor. Repet, s-a demonstrat, suntem în 2021, am avut o lege de înființare a unui spital regional în, Const... da. în județul Constanța. Da. Da a trecut de parlament, a fost atacată la curtea neconstituțională. Neconstitutional. Bun. Bun, ok, respectăm decizia curții constituționale, nu o comentăm. E clar că nu se poate face acest spital prin, printr-o lege. Ne-a explicat curtea constituțională. Uh, discutăm de această listă cu 3-4 spitale în țară. Sunt 3 marxilate. Sunt 3. Discutăm de PNRR unde nu este inclus un astfel de spital. Da, deci mult... e clar că politicul și administrația din Constanța și-a arătat limitele până așteptați, la un punct. Așteptați ca această, această petiție, această scrisoare la ea să participe și reprezentanții PNL-ului și al USR-ului. Mă refer la PNL pentru că ieri, dacă nu mă înșel, senatorul Septimiu Bourceanu, în cadrul unui interviu la un, un, un ziar online, spunea și a arăta niște documente conform cărora uh, Spitalul Județean Constanța... Eu așa am înțeles că mai are un pic și pică. Să sperăm că nu este adevărat. Nu că mai are un pic și pică. Bine, în cazul, în cazul cu unui tremur. cu tremur mai are un pic da, și pică. Da, da. Eu știam că spitalul este construit pe, pe niște... Pe niște Ziceți, se. se role. Put, așa, role mulțumesc. Deci nu este cazul, dar dumnealui a prezentat un raport din 2007, un raport din 2017, ambele făcând vorbire despre niște probleme destul de grave, pretinde domnul senator. Deși domnul senator liberal ridică. Da, el a făcut că o temporal. astfel de problemă este clar. Eu am toată convingerea că și ceilalți colegi de la celelalte partide vor merge în demersul acesta și mai mult decât atât. Chiar nu o să-mi doresc să-mi arog eu această muncă. Mergem toți, o să invit pe toți, împreună parlamentarii din județul Constanța, care doresc PSD, PNL, USR, AUR. aur Ce-or fi. fi? ei? Dacă doresc, mergem toți în grup, și depunem pe masa Ministrului Sănătății această scrisoare însoțită de peste 100.000 de semnături din partea populației locuitorilor județului Constanța. Și, într-adevăr, o idee foarte bună să discutăm și cu colegii din Tulcea să demarăm o astfel de acțiune Domnule, și în. Câți locuitori mai are județul ăsta? Șapte, 400, 700, 700 de mii. 400 pe, pe, Nu, cred că, cred că sunt 300 deci, și un pic. 300 și 700 un pic. Jumătate, aproape jumătate, în municipiu jumătate municipiul Constanța. Bun, noastră -o, spuneți -o, 100 de mii. Eu, ca să fiu sinceră, mi-aș dori mai multe. Mai scene. multe? Dar, da, poate, nu știu, se, se... Bun, deci este o inițiativă. Pentru că, vă citez, din raportul, da, actual prim, actualului primar, da, un, raportul finalizat în urma întâlnirii dintre coaliție PNL Constanța și USR Constanța la șase luni de la preluarea administrației. Deci nu vorbesc de, acel, de acea, nici nu știu cum să-i spun, alianță după, după, alegeri. Vorbesc de momentul acesta și spunem felul următor. Specialiștii spun că avem nevoie urgentă de patru spitale noi. Spitalul Municipal Policlinic, Spitalul de Copii, o maternitate distinctă de spitalul de copii și un spital regional. Sunt determinat și convins că două dintre ele se pot realiza în mandatul 2020-2024. Nu a spus care dintre ele. Deci îl cooptați și pe domn primar? Pe oricine dorește că să vină în un astfel de, demers. Dar nu v a prins care dintre ele două spitale. Nu știu, poate de pediatrie, poate maternitate. maternitatea. Că mai nu așa se întâmplă la noi. ok, Dar și aici să știți că pentru aceste, să spunem, nu vorbim de un spital regional, mai degrabă se pot înființa aceste spitale de care vorbește domnul primar, pentru că. Ceea ce înseamnă că nu mai facem regional. da, Dar el spune și regional, la moment nu exclude. Nu exclude. Un spital regional. Și spitalele acelea dedicate de pediatrie și maternitate Pentru că e normal să ai spital separat de pediatrie și o maternitate La noi separată este o bombă sanitară în Corect. Având secția de pediatrie și maternitate acolo Dar în sfârșit Și vă dau, două, vă dau două exemple așa Unde eu cred că se poate rezolva foarte simplu Mai avem două clădiri în municipiul Constanța Trei, dacă nu mă înșel, cu funcțiuni de spital la care vă recunosc? Păi să luăm așa, avem uh, spital, policlinica CFR de pe păi bulevardul I.C. Brătianu. Da, e a ministerului, nu, e a transporturilor. transportului. poate Corect. Da, vedea care e problema. Okay. Avem spitalul de, la, de lângă stadionul Portul. Așa este. Iarăși o clădire. Da, da. Și cred că avem și spitalul din port, de la poarta 2. Cel de la poarta, da. Bun. Sunt trei clădiri, Deci uite clădiri. că avem trei clădiri în municipiul Constanța. În care am putea să, care, să facem așa În ceva. care se pot face astfel de spitale de pediatrie sau maternitate. Mm. Nu este o procedură foarte complicată, dar trebuie să înțeleagă administrația publică locală cu administrația publică centrală, cu Ministerul Transportului, cine deține cele, acele o, clădiri. Da. Chiar vedeți Ministerul Transportului, dar cum sunt? ce, domnule, sunt de la USR. E userist? E userist. Ba da, dar facem aceste lucruri pentru locuitorii municipului județului Constanța. Domnul deputat, eu am ajuns la concluzia că în România aceasta, care se dorește normală, dar este anormală de fapt, da primează Uh, nici nu mai știu cum să zic, îngânfarea politică primează frustrările politice, primează tu ești de la PNL, eu sunt de la USR Deci în sunt într-o de, alianță într-o coaliție se pare? Într se pare că sunt așa într ar par... trebui să okay, funcționeze lucrurile normal noastră, hai să nu Și vă, vă spun trec. că n-ar fi nicio mă rog. problemă în Parlament că o astfel de înțelegere de comunicare mm. între să spunem, primăria municipiului Constanța sau Consiliul Județean Constanța, într-un schimb de adrese cu Ministerul Transporturilor și transferul acesta de proprietate se poate face și printr-o lege care cu siguranță va trece prin Parlament. da, da, da legea, nu, mai întâi faceți? trebuie, pe nu, mai întâi trebuie să se înțeleagă cele două părți, că nu, ne, nu putem bine, iniția așteptăm, o lege fără... Așteptăm cu interes momentul în care cele două... Da, le dăm o soluție. Poate, poate, poate să vor ocupa. Când se vor face toate aceste demersuri, sunt curioasă cine va mai, fi, va mai fi directorul Spitalului Județean Constanța, pentru că chiar astăzi de începând de astăzi directorul Spitalului Județean Constanța nu mai este uh, Tofoleanu, da domnul domnul Tofolianu, doctor, doctor, doctor Tofoleanu, domnul universitar Tofoleanu, da? domnul de, da și este să nu-l botez Ionuț Cornel Ionescu, da? fost consilier al președintelui Consiliului Județean Constanța Mihai Lupu, a ocupat un post de director economic la uzina termică Midia Năvodari în perioada 2018-iunie 2020, a fost interimar la conducerea Unifarm vestitul Unifarm. da? Uniform cu scandal, cu, scandal unifarm, cu probleme Da, 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 Uniformul ăla cu scandal, uh -huh. cu probleme. A fost director și acolo, a lucrat la Spitalul Clinic CF Constanța în decembrie 2007, ianuarie 2011, ca manager, apoi director financiar contabil, a terminat institutul de marină civilă, dar e adevărat că a mai făcut niște cursuri nu știu, supraintensive, superintensive, nu știu. De știu că, de... Nu, totuși să nu exagerăm. Poate n-a făcut totuși de drumuri. Deci, nu, parcă așa am înțeles în ceva și o legătură de drumuri, cu drumurile, cu ceva asta lucrat -a în scăpat, Asta mi-a scăpat. Asta cu drumurile mi-a scăpat, dar sincer, mă aștept la orice. Bun. Deci, la acest moment, Spitalul Clinic, atenție, numitul, iar am uitat cum îl cheamă, numitul Ionescu. Dar da, Nu folosiți așa numitul, că Păi dacă sună... așa, așa cheamă, doamne, iar... Păi nu, 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 numele, 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 dar nu cu sintagma numitul. Că... Nu, dar eu nu bat niciun apropo, nu, nu. fără fără nicio legătură cu uniform. Deci, revin, numitul Ionescu, da, va fi tot interimar, domnul deputat. Poate am înnebunit eu, sau poate am îmbătrânit eu. De ce, doamne, iartă-mă, să schimbi un medic bun, recunoscut ca atare, da, repet, cursul universitar care era și interimar. Desemnat ales tot și, de către ei. Nu, tot, desemnat interimar. Inter, Rețineți, interimar da? tot de către ei. Da, deci, exact. Conducerea de ce să schimb dețen? un interimar, da, cu alt interimar? Chestia asta chiar mă depășește. Ei, se întâmplă și la noi la PSD s-a mai schimbat un interimar cu un alt Dom interimar. Domnule, eu nu zic nimic, bine că v-a spus ce nu în cap. Da. Bun. Bun, ce s-a întâmplat la PSD, iertați-mă, ați fost taxați, ați plătit-o, asta da. este bănuiesc că nu o să faceți. Dar acum aveți vreo explicație cât de cât logic. Nu, și chiar nu vreau să -l comentez zona aceasta de spital județean, este dureros. Atâta vreau să vă spun că este dureros că ți-ai desemnat un doctor. În primul rând este doctor da, la conducerea este. spitalului județean. Constanța sau Brașov sau care spital o fi, din punctul meu de vedere, este pertinent, necesar, obligatoriu să fie în primul rând un doctor. Foarte bine. Sunt și anumite trebuie să ave și anumite calități, abilități de manager, manager dar și Poate lua un consilier în zona respectivă, dar nu poți aduce o persoană care Prezumăm că o avea calități manageriale deosebite, dar dacă nu cunoaște actul medical Doctorul în sine... Dr. a mai fost directorul acestui spital, să o reținem da. și pe asta. Eu deci cât știu. de cât cunoaște mecanismele, da? Nu știu care este rația. Acum au ajuns la concluzia că n-ar fi bun domnul doctor Tofoleanu? Sincer, habar nu am, pentru că niciodată, de la numirea interimară a doctorului Tofoleanu până la acest moment, nu a existat nicio luare de poziție negativă vis-a-vis -vis de activitatea. Am analic. înțeles, l-am înlăturat pe domnul doctor Grasa, că venea din că zona era de la PSD. PSD iarăși discutau și ne prezentau în campanie că depolitizează instituțiile, spitalele, tot. Și au numit politic un doctor. N-a comentat nimeni. Este un nu, doctor nu. de uh, prestigiu în județul Constanța. Dar îl schimbi și pe acesta și aduci un, o persoană care nu știu câtă legătură are, câtă pregătire cu domeniul medical, până la urmă. Nu prea are. Ar fi fost ceva directoraș pe la port. Nu știu ce să vă zic. Știu un singur lucru. La acest moment Pacienții din Spitalul Clinic Județean Constanța vin cu plasa cu medicamente, ne-am întors în acele vremuri, și la acest moment s-a terminat plafonul pentru analize la Spitalul Județean Constanța. Acestea sunt niște certitudini. Nu, cred că nu sunt lucruri foarte grave, așa pentru Consiliul Județean, că citeam un articol acum într-un ziar, nemulțumirea domnului președinte referitoare la IT-ul din de Județean, că nu Dumnezeu. funcționează, că nu sunt niște calculatoare și că IT-ul nu poate, nu totuși, se pot face totuși. proiecte. Cred că ălea sunt problemele grave pentru ei, nu Doamne, povestea -mă, din spital. Doamne, nu poate fi nimic mai grav decât Pă, un om cred, cu foarte așa bolnav. Așa este, dar da? ei se preocupă de cu totul altceva. Unii cu terminale și obligat să-și cumpere, să vină cu, cu, cu sacoșica și neputând să-și facă analize, internați fiind în spital, analize foarte importante. Pauză, publicitate, revenim, schimbăm registru. Pauză, vă rog, publicitate. Am revenit, la am alături de mine în continuare, pe Lucian Lungoci, deputat PSD Constanța. Am vorbit, domnul deputat, despre sănătate și o să facem o, un salt așa mai, mai, mai puțin previzibil. Adică plecăm de la sănătate, știți unde ne oprim? La podul de la Cernavodă. Asta pentru că, da, în urmă cu o zi sau două, să nu zic foarte, nu, nu sunt foarte sigură, deputatul PNL Constanța, Bogdan Huțucă, anunța, tot în cadrul unei interviu sau unei declarații pe un ziar online, că a depus, că el, în calitate de inițiator al unei legi pentru eliminarea taxei de pod, de la Feteș, Cernavodă și Giurgen Vaduoi, anunța cu surle și trâmbițe că gata, n-a mai fost, ziceți, inițiativa se întoarce la comisii, n-a mai, mai fost respinsă, inițiativa se întoarce la comisii și mai mult decât atât, mai mult decât atât, domnul deputat, făcea pur și simplu o apologie a chestiei acestea formidabile pe care au făcut-o inițiatorii legii și implicit dumnealui. Să vă mai zic și de Marian Crușoveanu, nu, nu vă mai zic, o să vă, mai, o să vă arăt. Bun. Ce se întâmplă de fapt și de drept? Hai de să Hai explicăm să punem că e, la, e la, așa la e o... puțin amestecată treaba, nu e înțeleasă. Din capul locului vreau să precizez, nu eu sunt inițiatorul la vreun act normativ în acest sens. Da, Bogdan eu, este. Da, eu am găsit la, pe circuitul legislativ, la, sunt două Propuneri legislative pentru eliminarea taxei de pod. Una inițiată, într-adevăr, de domnul Bogdan Huțucă și de fostul parlamentar Boroianu. Da. mai sunt. În 2019 și încă, 60, încă 60 de, parlamentari de deputați pe, de, PNL. De PNL. În 2019. Deci perioada în care era un opoziție. În, opoziție, mă rog. în prima anului 2019 și mai există o inițiativă legislativă din 2020. Inițiator fostul deputat de la UDT de la minoritate în mm -hmm. Constanța. În, alături de încă șase sau șapte deputați de la minorități. Tot din mandatul anterior? Din mandatul da, anterior. Vreau. Eu am găsit la comisie, acum trei săptămâni, la Comisia de Transport, venise pentru analiză și un raport. Raportul poate fi de adoptare sau de respingere. Și a ajuns la Comisia de Transport Inițiativa Colegilor de la minorități, cea din 2020 Unde foarte clar Ministerul Transporturilor, Prin un, un director, reprezentant Ne-a prezentat, ne prezentat O poziție de respingere Pentru că ei nu sunt de acord bazată pe, ce? Pe, pe faptul că eliminarea acestei taxe Va crea o gaură în bugetul Ministerului Transportului asta, asta a fost singurul motiv În același timp punctul de vedere al Ministerului Transportului a fost susținut, îmbrățișat și susținut și de reprezentanții în comisie de la USR și de la PNL, pentru că sunt în coaliție. Asta s-a întâmplat acum trei săptămâni. Săptămâna aceasta a ajuns în plenul Parlamentului, în ședința de respingeri, da. de respingere, a ajuns inițiativa legislativă a domnului Huțuca care avea avize negative, de respingere. De respingere. Okay. Bun. Nu contează cine a avut inițiativa. Este important ca până la urmă, printr-o lege sau prin cealaltă, să ajungă la finalitatea una din aceste două inițiative și să se întâmple acest lucru, Am ca înțeles. de la 1 ianuarie 2022 să scoatem această taxă de pot de la feteștii Cernavodă și Giugen Vadoi. Domnul deputat, vă întreb pentru o singură e, problemă. Dumneavoastră spuneți și bine faceți, nu contează cine a inițiat, nu important e să se întâmple să fie, acest fie, să lucru. Se întâmple acest lucru da? Din punctul meu de vedere, contează următoarele lucruri și o să vă pun prima întrebare. Da? La ședința de care faceți vorbire, da? când s-a decis într-un final, la final s-a decis să se reîntoarcă în comisii inițiativa domnului Huțucă, da, da. bine, da? Domnul Huțucă a ieșit în plen sau la, doamne iartă nu era plen, era în doar cameră, să-și susțină acest lucru? Nu, nu a susținut acest lucru. Ai și Aici e foarte interesant, că am citit și eu pe, din ziare și pe Facebook-ul Dânsului, că a reușit să retrimită la comisie acest, această, această propunere legislativă. Întrebare. Pe ordinea de zi a ședinței de respingeri în Camera Deputaților, se ia fiecare act normativ înscris pe ordinea de zi. Președintele de ședință prezintă titlul actului normativ da. Deci este ședință de respingeri Hai să înțelegem Deci ședința în cap, e pe respinge este punct, Dacă altceva. se votează okay. se respinge okay. Citește titlul actului normativ Invită inițiatorul să-și apere actul, proiectul Ca să nu-i respingă, să, nu fie să, răspins, să aducă argumente da? Da? În momentul ăla a fost liniște în sală Și unul dintre, Sta, stați, stați, unu dintre stați, stați, inițiatori, stați, stați, cel puțin unul era stați, stați, acolo un a, adică Bogdan Cuțucă Nimeni -a, de la Partidul Național Liberal spună, nu s-a nu, nu nu dus nu, nu s-a dus să susțină propria inițiativă. S-a dat citire raportului de la Comisie. Era un raport de respingere. Da. Da? După care s-a solicitat dacă sunt discuții, intervenții Bun. ale Bun. colegilor uh -huh. parlamentari deputați. Am vorbit eu și liderul de grup PSD, deci doi deputați PSD care <coughs> au susținut proiectul, un pic. care a susținut proiectul inițiat de, de Partidul Național Liberal, dar vă spun, eu da. v-am spus și din campania mă întrebați în campania electorală indiferent de cine are o idee, cine este inițiatorul unui idei, unui act normativ care este bun, benefic pentru locuitorii. Și nu nu discutăm aici doar de cei din Constanța, discutăm de toți participanții la trafic din țară, din România. Că până la urmă și ei plătesc să rățină vara Repet, nu contează. Pentru mine nu contează cine a inițiat un astfel de act normativ. Dacă este bun, îl voi susține. Indiferent ce spuneți dumneavoastră, eu o să mai întreb o Adică noi trebuie să spuneți așa, când ședința cu pricina respingerii inițiativei unor liberali da. Nu Liberalii nu și-au apărat legea Și nici nu au cerut ei retrimiterea okay. la comisie Și cei care au apărat-o și-au retrimis-o la, co la comisie au fost Doi presediști PSD. Da. E, e, e din ce în ce mai S-a supus la vot retrimiterea Într-adevăr a fost votată aproape A votat inclusiv a, a, da, aproape în unanimitate vot. Cred că au fost deci, două voturi împotrivă, și trei abțineri. Bun, după ziua aceea a fost declarația de care, da. de care făceam da. vorbire la început da. Haide, știți, mie îmi place nu, să spun adevărul. Sunt, e o bătălie de asta de a câștiga puncte, că e unul aplaudat mai mult decât celălalt. Nu, Pe mine nu mă interesează chestia asta. mine mă, mă interesează nu să, se întâmple lucrul acesta. A. Și de ce vă spun? Lucrurile încă nu sunt atât de simple cum le vede domnul Huțucă. Pentru că ei vor avea niște discuții în coaliție. USR-ul, prin Ministerul, domnul ministru Drulă, exact. nu va dori sub nicio formă să renunțe la această taxă. Ii vor de avea ce, o, pentru că, într-adevăr, este o sursă de finanțare, o sursă de, de venituri proprii în Ministerul Transportului, foarte consistentă, da, foarte mare. Da, dar vă întreb, nu știu câte oară, de ce, doamne, iartă-mă, eu, Măriu Candrone, ca când trec podul, să contribu ca și-au vrut guvernanții până îl... acum, chiar dacă au fost PNL, toți, PSD, toată care. lumea, da. Este... Și prostia asta nu se poate face. Ba da, totuși. Și vom face lucrul ăsta. Am discutat în grupul uh, PSD. Bun. Nu ne abatem o secundă, un milimetru, de la susținerea acestor două acte normative. Fie că e cel al PNL-ului, fie că e cel al minorităților. Bine că ne-am întors înapoi la cel al minorităților, pentru că și acolo, da, ați avut și acolo o comisie, da, ați povestit în Unde ne-am dea... un unde pic Unde v-ați contrat da. Bun. Nu știu cât de mult v-ați contrat, nu știu care ce atitudine ați avut. Am văzut ulterior filmul ședinței, da? Dar știu un singur lucru. Că după acea ședință, da? În care ați făcut vorbire despre inițiativa să punctăm reprezentanților minorităților Olui. naționale, da? Știu că Marian Crușoveanu, deputat PNL Constanța, a ieșit și el și a declarat, u, ce superbenie vom face noi, mm -hmm. da? Domnul deputat. Am o rugăminte. Nu știu, ați fost acolo, dar pentru telespectatorii noștri și pentru adevăr. Da? Vreau să, să urmărească oamenii un filmuleț da? cu poziția deputatului Marian Curșoveanu la această ședință. Regia, vreau și eu filmulețul, vă rog. Stimați colegi, toată lumea este de acord că este această dublă taxare, însă v-am spus, este foarte important, este foarte important să vedem impactul bugetar, pentru că se pierde o sursă de finanțare și nu pui nimic la loc. Haideți să vedem care este impactul financiar și să, să vedem după aia să găsim... Nu, vă spun eu că acei bani nu erau special pentru pod. într un bugetul mare, mare al ului nu erau special destinați pentru repararea acelui tronson de drum. Vă asigur de acest lucru. Haideți să vedem care este exact suma și să vedem cu ce putem înlocui sau ce soluții găsim să echilibrăm bugetul. Pentru că, din câte știu, este un dezechilibru de peste 10% al bugetului CNIR. Să vedem să găsim și soluții să punem ceva la loc. Va fi un dezechilibru foarte mare pe bugetul și presiune pe bugetul CNIR. Mulțumesc. Domnul deputat, eu am urmărit această bucățică de, de filmare din cadrul ședinței dumneavoastră și am rămas siderată din câteva puncte de vedere. 1. nu poți să vii tu, deputat, de Constanța și să spui, stai, că vă spun eu că banii aia de fapt, nu sunt pentru pod, are nevoie cenea, compania aceea celebră de el. Doi, nu poți să vii să spui, păi nu puteți să, să nu, dă-i naibii de Dobrogen, dă-i naibii de um, turiști, dă-i naibii pe toți, da? Până una alta, dacă scoateți asta, ea, ei scade 10% din buget sau cât Dumnezeu a fi spus. Ați întrebat în cursul acelei ședințe cineva, nu știu dacă neapărat dumneavoastră, nu știu, că sunteți toți și USR și PNL și, și care fi... Dom'le, ați întrebat cineva l-a întrebat pe acest deputat care cică de Constanța, L-a întrebat dacă e sigur de Constanța. Dar nu este de Constanța? -a dat, nu. Suntem sigur că aici vreau să vă spun. Eu am discutat cu colegul meu. Și păi Obeanu, și de ce suntem a zis tine, sunt de aceeași sunt am discutat și după ședință, bă, ce naiba, am discutat că mergem și uh, facem tot posibil să scoatem această taxă. Își dorește și dânsul acest lucru, că ar fi cu să nu își dorească. Mm, Iertați-mă dacă l-ascult, nu cred că da, își dorește. exact asta vă spuneam. mă nu cred că își dorește. Asta vă spuneam că lucrurile nu sunt atât de simple pentru că ei sunt într-o coaliție cu USR. Și USR-ul nu își dorește acest lucru. Ce vedeți dumneavoastră acolo este o poveste de politică, de poziționare politică, unde un deputat PNL s-a simțit obligat să sară în ajutorul, să susțină USR poziția USR-ului. Dar de ce nu s-a simțit obligat să sară, cum să vă spun eu, pentru Constanțeni, că mă iertați, noi, noi, eu nu. Constanțenii au votat. Pă da. PNL, pă dumneavoastră, din, din păcate, s-a din, din pus mai presus disciplina de partid de coaliție decât uh, interesul uh, locuitorilor din județ Constanța. Din discuțiile avute cu domnul deputat, că ne întâlnim în da. plen, discutăm, chiar dacă sunt de la PSD, PNL, nu e, e nicio problemă, Suntem, discutăm. Civilizat. Vă spun că își dorește lucrul ăsta. De-aia v-am repetat, <coughs> au o problemă în coaliție. Va fi un subiect de discuție acolo. Această eliminare a taxei de pod va fi un subiect de discuție în coaliție să mai aibă de ce să mai da? ia băieți. băieții. Bun. Deci nu pot la acest moment să spun, domnul deputat, la într-un final, această lege va, Dumnezeu, se întoarce, o votați, scăpăm de taxa de pot. Deci nu pot, nu am o certitudine la acest moment. La acest moment nu avem o certitudine. Vă spun, că eu zic, cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Presiunea devine din ce în ce mai mare. Presiunea pusă de dumneavoastră, în primul rând, de media care promovați acest lucru. Pentru că până acum nu s-a știut. Nu, Nimeni n-a venit, Nimeni a venit. Nu -a Ne trecem Aceasta pe acolo plătim cât plătim. Nu i vorba. Și ni se să vorba. înțelegem: nu vorba. este vorba până la urmă că plătim sau nu plătim, că e 9 lei, că e 13 lei. Problema pleacă din esența lucrului: că este o dublă taxare, o dublă impunere. Sunt lucruri interzise de Uniunea Europeană, dar, Uniunea Europeană din dar care de facem câți parte. Ani este de foarte ani de foarte mult păi timp. Păi, de foarte, mult de timp foarte noi timp. tot ce spunem. Da! Nimeni, nimeni nu, nimeni, nimeni nu s-a sesizat, nu m-am sesizat, eu repet, nu este inițiativa mea. Eu am, am găsit-o acolo, uh, am. Cunosc foarte bine legislația cu privire la regimul juridic al drumurilor, pentru că m-am ocupat, că ocupat cu așa tale, ceva. Și acolo spune foarte clar, de... la articolul 2, chiar din în începutul ordonanței 43 din 1997, care reglementează regimul juridic al drumurilor, la articolul 2 se specifică foarte clar. Podurile, Podurile fac parte integrantă din drumul. Domnul deputat, dar până să citiți dumneavoastră chestia asta, până să dați dumneavoastră, domne, dar nu o fi citit nimeni. Nu, iertați-mă, îmi spuneți că de ani de zile stăm cu aberația asta. Bun, e clar. Asta este o altă anormalitate în România. Sper să se rezolve așa cum Toți spuneți dumneavoastră. Și cu ajutorul dumneavoastră, repet, să mediatizăm, să promovăm, să punem presiune, că de fapt la asta se referă totul. A pus presiune. E. E jenant că se întâmplă așa. Dar pentru că noi nu discutăm, da nu este. comunicăm de astfel e de jenant, lucruri. Sincer. Oamenii nu știu lucrurile acestea. Eu m-aș aceste. fi așteptat, domnul deputat, eu m-aș fi așteptat, am spus-o în repetate rânduri, probabil că lumea zice că am idei puține, da fixe. Nu. Dar în privința asta m-aș fi așteptat că în tot ceea ce înseamnă problematica municipiului Constanța și a județului Constanța, v-am spus-o și dumneavoastră în repetate rânduri, să vă luați de mână fraților. Da. Să vă luați de mână pentru Spitalul Județean Constanța Să vă luați de mână pentru taxa de pot Să vă luați de mână pentru tot ceea ce... bag de seamă că nu se întâmplă asta bag, Repet, orgoliile politice Nu știu, Uite o să la. vedem în viitorul foarte Haideți apropiat să vedem. Poate... În prima activitate comună a parlamentarilor din Constanța 11 deputați no. și 5 senatori Să vedem câți vin într-un astfel de mers de strâns semnături pentru a le depune împreună cu o scrisoare, cu o petiție pe masa Ministerului Sănătății. Haideți să vedem. Dați-mi voie să ieșim din paradigma podului, dar ajungem tot la drumuri. E adevărat. În interiorul municipiului, tot la mașini, tot la drumuri. Și o să vă citesc următorul lucru. În orașul Constanța sunt circa 140 de autoturisme, iar numărul de parcări este de 30.000. Mașinile care stau Ocupă 10 hectare în orice moment, având în vedere că numai 6% din timp ele se deplasează, iar restul de 94% din timp staționează. Mersul pe jos sau mersul cu bicicleta, ca forme de transport alternativ, sunt aproape inexistente în lipsa trotuarelor și a pistelor dedicate bicicletelor. Da? Și acum urmează fraza apoteotică. Construirea de parcări. Pentru întregul necesar nu este posibilă, având în vedere costul acestora. Un calcul simplu ne arată că ar trebui să cheltuim întregul buget de investiție al, ori, al orașului pe 15 ani numai pentru construirea unei parcări. Domnul deputat, domnul deputat vă citesc. Da, nu, citez. e o eroare domnul de text acolo, nu deputat, acolo, se poate. Vă cit? Nu, e pe cum? Deci cum, pentru o parcare, bugetul da, 15 munici, pe 15 ani. Așa scrie, așa citim. Tărescă, așa scrie așa cineva. Vă citesc din același program făcut de coaliția de la Constanța după șase luni de administrație chitate. Bun, mergem pe ideea că e greșită cifra, mergem pe ideea. Problema este următoarea, că spune așa. Construirea de parcări pentru întregul necesar nu e posibilă, având în vedere costurile acestea. Dom'le, chiar nu se poate construi ceva în domeniul parcărilor, în Constanța. Haideți să recunoaștem că nici de ce Balfăgădeu nu ne-a omorât așa cu parcările. Dar eu știu așa, că la alegerile locale, Vergil Chițac a câștigat și pentru că a venit și a spus pe păi, vă voi construi parcă subterane, supraterane, nu știu, suspendate, habar n-am cum. Chiar nu se poate face nimic. Și întreb ba, cu siguranță se poate face. Anume, Există, deci trebuie să ai doar voință. Se poate face. Nu ai banii deci acum. Că costă. Costă, dar hai să fim serioși, nu poate, nu costă o parcare bugetul municipalității 15 pe 15, ani. ani. O, nu, hai să ne aducem aminte cineva. că, nu știu, cât a durat construcția parcării de la Spitalul cât Județean. Anul? nu a Un an de zile, nu știu cât a durat acea construcție. N-aveți idee cât a, uitați și nici n Dar nu are cum să coste atât, hai să fim serioși. Adică, o parcare supraetajată, ca cea de la spital, Bun. ca suprafață, ca ce vreți dumneavoastră construită. Este cât un bloc care s-a construit, e un bloc cu câteva etaje, da? Adică, extrapolând, s-au construit în ultimii 20 de ani mii de blocuri deci, în municipiul Constanța. Nici nu vreau să mă Investitorii ăștia sunt mai bogați, sunt mai sunt fi, bogați da. decât bugetul Constanței cu de mii de ori. Nu, no, ai, nu, nu. Nu. nu, nu. E o, e o prostie bun, ce scrie acolo. Este o Dar e Bun, problema este. Avem așa. Două probleme. Locul, da. unde și cu ce. Nu avem loc. Ca aici se povestea. Păi cum să nu? Eu cred că sunt nu cred. Cu siguranță sunt locuri în municipiul Constanța unde se pot construi parcări. Și vă dau un exemplu: că n-am -am acces la terenurile proprietatea care primăriei, sunt, da, da, care mai da. sunt acum. Dar discutăm, în primul rând, de puncte termice în fiecare cartier. Sunt proprietatea cetului, dar la acționar la CET iese și primăria Constanța. Se poate găsi o formulă în care să fie utilizate acele suprafețe de teren ocupate de punctele termice, da, știu la ce vă care au o suprafață zi. foarte <coughs> mare, generoasă. Da. Nu afectăm cu nimic structura de rezistență a, punct, a clădirii respective care adăpostește. Nu știu pompe de recirculare, de presiune în acele puncte termice. Ce dar la, pe structură metalică, pe pilon, se poate pe ridica. Baba, pe Baba Novac, a anunțat viceprimarul nu Rosu că pe Baba Novac vor face o parcare de acești... Perfect, dar nu numai pe, pe Baba Novac se pot face pe toate punctele termice din municipiul Constanța. Deci rezolvăm problema locului, unde. Dacă discutăm de zone, hai să spunem, uite, în centrul Constanței. În zona parcului de la Teatru, Poșta Mare, cum nu? Da? Cunoaștem toți. <coughs> uh, ai nevoie de o parcare acolo. Este o zonă foarte aglomerată, o zonă circulată. Și unde ar trebui făcută? Trebuie o parcare. Putem? <coughs> se poate face o astfel de parcare, nu supraterană, să nu mai stricăm peisajul, subterană, în parcul respectiv. Se poate face o parcare. Deci, ce găsim, găsim, acum discutăm de bani. Ai două variante. E clar, din, bă, o bucată de adevăr este acolo. Din bugetul, municipalității, nu din taxe face. și deci, impozite, nu ți-ajung banii. Te-a pus să faci o parcare, trebuie să tai altceva. Fonduri să europene, nu faci. Fonduri europene împrumuturi guvernamentale, sau împrumuturi? Cum să nu? Dar domnule, eu n-am înțeles un lucru. De ce fuge administrația publică locală, nu numai din Constanța, din tot locul, da? de împrumuturi? Li se pare că... Până la urmă, ai o marjă acolo în care te poți te încadra. Te poți încadra exact, gradul de îndatorare exact, a respectiv, exact. să nu ajungă până te poți, la 30%, exact, te, poți te duci la orice acolo, bancă. Te împrumuți și te împrumuți să faci ceva în unii. Nu înțeleg de ce fug de chestia asta. Din Domnul necunoștință, vă spun deci. Mulțumesc. Și să arăt. ia modelul de la. la o, au tot hulit atât instituția respectivă să ia modelul de la Raja, să vadă că s -au făcut, cu ce dobânzi foarte mici s-au făcut împrumuturile și uite o instituție mult mai mică decât municipiul Constanța a, făcut, a, a putut să aducă împrumuturi la dobânzi extrem de mici dobânzi mult mai mici decât se împrumută România până la urmă, să se ducă să ceră o consultanță de acolo. Ei uite, să, să rugăm pe domnul Felix Troie să, să dea o consultanță Nu, mai întâi să a, se ducă cei de la primărie să-i a fost A fost o glumă trei minute mai avem și vreau să vă întreb un lucru foarte important. Sunteți șofer, nu e așa? Da. Eu nu sunt. Deci nu pot să mă pronunț. Dar ascult șoferii din municipiul Constanța. Mulți dintre ei sunt de-a dreptul isterizați. Pe cuvânt am vorbit cu o amică de mea, am vorbit cu niște oameni care zic, fraților, am ajuns să dau roată cartierului, da, până ajung la mine acasă. Da. Sincer, Noile sensuri unice instituite în ultima... Și stați că n-au terminat, mai avem. Dom'le, ajută sau încurcă? Nu ajută absolut deloc, dar așa cum ne-a promis domnul Chițac în campania electorală că va transforma Constanța, ne va reda demnitatea și va face un oraș ca alte orașe din țară, pot să-l anunț că a reușit acest lucru. Am depășit deja Bucureștiul, capitala României, în ceea ce privește statul la semafoare, la cozi. Circul trei zile în București, din locul unde sunt cazat până la Parlament sunt aproximativ 9 km, deci am circul prin București. Uh -huh. Și vă spun că în celelalte 4 zile cât sunt în Constanța, am constatat în ultimele trei săptămâni că petrec mai mult timp la coz la semafoare și coz mai lungi la semafoare în, în Constanța decât în București. I-am depășit pe cei din București. Până, până la urmă au reușit și -am în I-am depășit pe să... cei din București. Un ultim, vă rog. Uh, am râs, am glumit, nu e de râs, nu este de glumit. S-au înființat aceste sensuri unice. Eu aș avea o primă întrebare la noastră de emisiune, dar o să depun și în scris această întrebare: dacă către primărie și către poliția Municipului Constanța, dacă aceste sensuri, instituirea acestor sensuri unice, da. că vin liste întregi, în fiecare săptămână liste de 18, 20, 30, 18, 26, 26, 26 de este, stres, așa dacă așa. au avizul biroului rutier din, din Poliția Municipului Constanța. Da. Pentru, că, pentru că primarul că când a e... sugestia, colaborează, colaborează cu Poliția Rutier. Da, nu, eu nu cred, pentru că Există niște studii, trebuie să faci o analiză de trafic, de fluiditate. Nu se iau astfel de decizie 18, 20 de străzi, cartiere întregi, nu se, nu se iau decizii de astea pe genunchi. Mi-a venit mie o idee acum și m mă apuc să desenez eu sensurile unice, vine cineva de la poliție și dă cu bățul acolo. Nu se face așa ceva. Eu am mari îndoieli că există. Mai puțin, de, mai puțin de 30 de secunde. Am mari îndoieli deci că există face, aceste avize. O dată. Veți, veți face și, o cerere către da, primărie și către, primărie să și către să poliție. Să vă arate aceste, să arate și aceste avize. Perfect. Dacă, dacă s-au consultat și au un aviz la biroul rutier. Uh, o mare prostie au făcut sensuri unice pe foarte multe străzi pentru a genera locuri de parcare la limita cu trotuarul. Dar dăm cu bă, nu mai contează care... cu ce dăm, că ia taxă, că nu ia taxă, că o să ia 4 lei pe oră, că îi face abonament, că parchează locul în fața casei. Marea prostie este și ar trebui domnul general să știe că este profesor universitar. Cum este o... este vă rog, frumos. Amiral. este o problemă simplă de fizică până la urmă. Dacă tu ai micșorat suprafața de rulare, ai, ingustat îngustat străzile, numărul de mașini a rămas același. E clar că se creează blocaje, se, este o problemă de debit până la urmă. Ai micșorat secțiunea, ți-ai micșorat și debitul. După cineva, încă, de fapt știu câteva persoane, încă 4-5, da, specialiști care spun fix ce spuneți dumneavoastră. Deci -au, au micșorat suprafața de străzi din municipiul Constanța. Numărul de mașini a rămas același. Este. este. clar că se va produce o înghesuială. Domnul deputat, timpul alocat emisiunii noastre chiar s-a terminat. Mulțumesc mult că ați fost în această seară alături de noi și sper să mai avem ocazia să mai dezbatem problemele reale ale municipiului Constanța. Cu siguranță. Iar voi, dragii mei, vă urez o seară liniștită și să auzim de bine taman săptămâna viitoare!